Iancu Sterp intervine în discuțiile dintre Daniela și Ileana Sterp, după ce iubita lui Culiță a dezvăluit că nu sunt prea apropiați. Iancu Sterp a intervenit după declarațiile făcute atât de iubita lui Culiță Sterp, cât și de sora lui și a vrut să își spună punctul de vedere. Iancu Sterp intervine în discuțiile dintre Daniela și Ileana Sterp, după ce a spus că nu este apropiată de familia Sterp. Fratele lui Culiță Sterp a dezvăluit că nu este nimic wow și că atât Daniela Iliescu și Ileana Sterp au tendința de a exagera și se mai ceartă, dar le trece repede supărarea. Ileana Sterp a vorbit și ea despre acest subiect, după ce iubita lui Culiță a spus că s-au certat. De altfel, Iancu Sterp a recunoscut că și bărbații fac la fel, se mai ceartă, dar apoi se împacă, doar că în cazul femeilor din familia sa, acest lucru are loc mai des. Nu e nimic wow, nu au de la ce să se certe, numai că așa sunt femeile, fac din țânțar armăsar, le trece, iar mai apoi se împacă. Iar se ceartă, iar se împacă. Și noi bărbații mai facem așa, doar că ele o fac mai des, a spus Iancu Sterp. Iancu Sterp a spus clar că nu sunt certați cu Daniela. Totodată, Iancu Sterp a ținut să precizeze că nu sunt certați cu familia Danielei și nici cu iubita lui Culiță Sterp, doar că mai există unele discuții peste care fiecare trece, fiindcă așa este într-o familie, a mărturisit fratele cântărețului. Nu suntem certați cu familia Danielei sau Daniela cu noi. Ne înțelegem foarte bine, doar că în orice familie mai apar discuții, doar că trecem peste ele și rămânem uniți. Asta vă îndemn să faceți și voi, este mesajul transmis de Iancu. Daniela Iliescu a vorbit despre relația ei cu familia viitorului soț și a dezvăluit că nu sunt prea apropiați, lucru care îi se pare în regulă, pentru că cea mai importantă este relația dintre ea și Culiță Sterp. De asemenea, ea a răspuns comentariilor care spuneau că ea și familia Sterp nu se suportă, lucru pe care l-a dezmințit. Daniela Iliescu a mai afirmat și că nu îi se pare corectă presiunea la care sunt supuse femeile pentru a avea o relație bună cu soacrele, relatează fanatic.ro.